Guvernul vrea să deblocheze vânzarea a tot ce a mai rămas valoros statului român. Florin Cîțu vrea să vândă cele mai puternice și cele mai rentabile companii de stat. Companii precum hidroelectrica și băncile de stat vor fi în curând înstrăinate. Deși anul trecut majoritatea parlamentară de atunci a promovat o lege conform căreia era interzisă vânzarea de acțiuni la societățile și companiile de stat, guvernul Cîțu își propune să găsească o soluție legală pentru ca vânzarea acestor acțiuni să fie posibilă. Companii precum CEC Bank, hidroelectrica vor fi în curând înstrăinate. Tot ce a mai rămas valoros în patrimoniul statului român, companii cu profituri de miliarde de lei vor fi vândute. Cetățenii sunt revoltați, întrucât țara noastră se apropie de o prăbușire economică, din care cred ei că nu vom mai putea ieși. Ce părere aveți despre faptul că guvernul dorește să vândă activele companiilor de stat? Ce părere să am? E o situație foarte, cum să vă zic, au vândut tot, cred. Nu știu ce mai e de vândut. Foarte rău să vândă. Până la vând tot. Foarte rău dacă o vândă pe hidroelectrica. Noi cu curent în țară până la Dumnezeu și ne ducem, vă importăm de la aia și până cumpărăm de la ei. Avem CEC Bancul care e cu capital de stat. A, îl dă ei și pe ăla. Dar nu o să mai meargă pentru că le de la multinaționale de acolo. O să meargă și atunci, dar o să meargă pentru alții. Pentru noi. Pentru noi nu o să meargă. Pentru noi nu mai merge nimic. Cea mai așteptată vânzare de acțiuni ar fi cea hidroelectrică, una din cele mai valoroase companii din România. Guvernul României dorește să vândă activele companiilor de stat. În acest fel, țara noastră este într-o continuă prăbușire economică. Activele unei firme sunt, de fapt, bunurile pe care aceasta le deține, adică sediul firmei, utilaje de producție, licențe pentru diferite aplicații, stocurile de materie primă și marfa din gestiune. Florin Cîțu a declarat faptul că în curând va preciza prețul și momentul la care vor fi scoase la vânzare cele mai profitabile companii de stat.